Și în acest an, pe 31 august, cu ocazia Zilei Limbii Române, europarlamentarul Maria Grapini va participa la Chișinău, la Academia de Științe a Moldovei, la lucrările celei de-a 8-a ediții a Congresului Mondial al Emineșcologilor și al manifestărilor consacrate Sărbătorii Naționale a Limbii Române. La acest eveniment, eurodeputatul Grapini va prezenta un referat pe tema Rolul Academiilor de Științe în Educație, creșterea competitivității economice în spațiul european și creșterea nivelului de educație critică în spirit democratic. Cred că patriotismul curat este necesar și se poate dezvolta doar cunoscând valorile române și istoria României. Limba română este cea mai frumoasă din lume. Limba română este comoara noastră și este datoria fiecăruia dintre noi să o protejeze. Limba noastră este cea care dă identitate milioanelor de români. Cu atât mai mare trebuie să fie interesul și preocupările fiecăruia dintre noi pentru limba și cultura română și, în consecință, să o vorbim cu mândria de a fi român, a precizat Maria Grapini. Ziua Limbii Române este sărbătorită la 31 august. Totodată, Ziua Limbii Române este sărbătorită și în Republica Moldova, pe data de 31 august, după ce, în această zi, din anul 1989 la Chișinău, a fost votată legislația care prevedea revenirea la limba română și la grafia latină.